această zi frumoasă, începând de la cei mai mici bobocii care vin la școală, cei de la grădiniță au fost acolo și acolo foarte frumos, s-au organizat. Noi anul acesta, 2009-2010, preocuparea care a fost la Consiliul Local ați observat în această școală, ne vor organiza în așa fel încât să se desfășoare cursurile de clasă, fiecare profesor, fiecare diriginte să fie o normalitate, cum a zis domnul director, anul 2008, ați văzut, a fost foarte meritos pentru, în special pentru cadrele didactice care țin să le mulțumesc foarte mult că s-au preocupat pentru educarea acestor elevi. Anul 2009-2010, deci prin proiectul de buget al Consiliului Local, veți beneficia de o reabilitare totală a acestei școli prin instalarea numai termopane, unei centrale termice și anul 2010 vis-a-vis de sala de sport, vis-a-vis de terenul de sport, v-am dorit o sală mare de sport pentru această școală din comuna Crușețu pentru